Incendiul a avut loc la o fermă de animale din comuna Bughea de Jos. A fost vorba despre o fermă mixtă cu bovine, ovine și porcine. În jurul orei 16 la 112 au fost efectuate mai multe apeluri care anunțau incendiul, iar la fața locului au fost trimise două echipajele pompierilor câmpulungeni cu două autospeciale cu apă și spumă și unul al ambulanței SMURT. Drumul anevoios a făcut ca mașinile să ajungă cu greu la locul indicat, iar la sosirea salvatorilor, întreaga fermă ardea generalizat pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați. Construcțiile erau în mare parte din lemn și înțesate cu peste 10 tone de fân, plante furajere și 5 tone de cereale, ceea ce a favorizat extinderea flăcărilor de la o construcție la cealaltă. Din nefericire, în incendiu au sfârșit 25 de porci și 10 iepuri, restul animalelor fiind evacuate în timp util. Participăm la un incendiu în comuna Bughea de Jos, punctul Strigoiu, la o fermă de animale, unde arde ferma în totalitate, fiind construită mai mult din 80% din material lemnos. Acest incendiu s-au deplasat mașinile speciale ale grupului de pompieri din Câmpul Lung și așteptăm încă una din Pitești. Datorită drumului foarte greu, fiind un drum destul de stricat, mașinile au ajuns cu greutate în acest punct, au luat măsuri pentru stingerea incendiului și localizarea lui în așa fel încât să nu mai ardă. În ajutorul pompierilor câmpulungeni au venit alte două echipaje cu două autospeciale cu apă și spumă de la Pitești, dar au rămas blocate pe drum din cauza terenului accidentat. Cu toate acestea, pompierii câmpulungeni au reușit să ia apă cu ajutorul pompelor din pârâul din apropiere. Chiar și așa, construcțiile au fost mistuite de flăcări. Cauza producerii incendiului nu a fost stabilită încă, dar este luată în calcul varianta unui coș de fum neizolat față de materiale combustibile.